Prima tăietură pe țeavă de 3x3 cu 2 în carne. Acum o să tai 40 cu 20 cu 2 în carne și să vedem. Pe ăsta nu știu exact cum se pune corect, adică cum se prinde. Nu știu, se pune după logica mea așa, ca să atingă cuțitul mai... Chit că poate să-l pun așa. Cred că așa e mai bine. Cam doar ce e țeavă pătrată de 50 pe 50, că o să atingă jos. Asta nu atinge la bază. Dar să vedem. Șansă să o tai așa, va trebui să o tai așa. Curios dacă s-a întâmplat ceva la vreun dinte. Totul pare ok. Există o anumită terpidație care mie nu-mi place. Ia să încercăm o dată. Deci ăsta nu știu cum ar trebui să-l prind. Să mai încerc o dată cu ăsta. Așa, dar nu stă cum trebuie. Nu știu dacă e normală sau anormală. Bun, să tăiem un 45 de grade, că acolo mi-e durerea. Bun, deci n-a tăiat-o. N-a tăiat 45-ul. A lăsat până aici. Incredibil. Și este pe poziția 2. Asta se desface. Văd că... Să-l mutăm pe următoarea poziție, pe 3. Dar nu îmi place vibratul ăla, deloc. Deci abia pe poziția a treia îl taie. Dar nu înțeleg de ce e vibrația asta. Ca tăiere nu e exact. Dar să spunem că e acceptabil. Pur și simplu simt o vibrație în pânză. Pur și simplu simt că nu se învârte chiar rotund.
Deci, nu știu, e din motor, e din pânză în sine. Nu pot să-mi dau seama. Asta n-are treabă în asta. Ca și șpan, nu e... Nu mă surprinde deloc, adică peste tot e numai șpan. Dar asta nu e o mare problemă, pentru că nu e scântei ca ăla abraziv. Deci dacă ne uităm aici, în tăviță este și aici. Dar cred că e la fel de mult și pe jos. Sau dacă nu, chiar mai mult. Cam asta ar fi prima probă. Este prima dată când folosesc mașina asta sau genul acesta de mașină. Și sunt câteva lucruri care îmi plac și câteva lucruri care nu îmi plac. Am mai multe întrebări decât răspunsuri. Primul lucru care îmi place la mașină e viteza de tăiere. Pur și simplu taie foarte repede. Foarte repede și taie cu foarte mare ușurință. Al doilea lucru care îmi place foarte mult e șpanul pe care îl face. Îmi place că nu e pilitură. Și șpanul ăsta am folosit masa asta special pe blatul ăsta. Pentru a vedea dacă cumva lasă arsuri în lemn. Nu lasă, e super. Eu cu cealaltă mașină de debitat cu disc abraziv am pătat niște geamuri termopan, am pătat multe lucruri și asta a fost unul dintre motivele pentru care am vrut să renunț la mașina de tăiat. Primul lucru a fost precizia, că nu aveam precizie, dar șpanul era o mare, mare problemă. Un alt lucru care îmi place foarte mult este ușurința cu care schimbi unghiul. E un avantaj foarte mare, pentru că nu trebuie să folosești o unealtă specială și poți să faci în câteva minute. Acum e discutabilă problema. Nu am înțeles exact de ce sunt trei poziții și doar pe poziția a treia poți să faci tăierea la unghi. După cum s-a văzut în video, nu am putut pe poziția a doua să tai la unghi. Adică poți să tai, dar nu tai piesa în întregime. Probabil că dacă era o platbandă, nu puteai să tai. Pur și simplu, unghiul era prea mare, iar raza pânzei nu ajungea până acolo. Acolo era o lipsă. Nu e o problemă foarte mare, atâta timp cât poți să-ți menții o singură poziție și pentru tăierile la 45 și cele la 90 de grade. Dacă sunt nevoit să tai pe poziția 1 atunci când am bucăți foarte mari, pentru mine nu e o problemă pentru că eu nu prea tai dimensiuni mari, așa că dacă pot să păstrez pe poziția 3, pentru că atunci nu mai schimb unghiul și nu mai trebuie să schimb poziția ghidajului, e super și nu e o problemă pentru mine. Acum să vorbim despre lucrurile negative sau lucruri care mă îngrijorează. Primul lucru, nu știu de ce apare acea vibrație. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar apare o vibrație atunci când tai. Practic este, nu știu, ori mușcă diferit. Am văzut că dinții nu au aceeași tăiere, să-i spun. Dinții au profile diferite. Și atunci poate că se întâmplă din acest motiv. Nu știu, vă rog frumos, dacă știți răspunsul, lăsați-mi în secțiunea de comentarii, sunt foarte curios. Dacă asta nu afectează durata de viață a mașinii sau calitatea tăieturilor, pot să trăiesc cu vibrația aia fără nicio problemă. Am încercat să apăs cât mai puțin, să încerc să țin eu ca să tăietura și să nu o las mașina să tragă, dar vibrația aceea a persistat. Să fie mușcătura de tăiere, nu știu. Nu prea îmi place sistemul de prindere. Nu-mi place faptul că trebuie să pui țeava înclinată. Nu, pur și simplu, dacă țeava, de exemplu, țeava rectangulară pe care o folosesc nu este de 50x50 de milimetri, atunci ea nu va atinge baza și ea va sta cumva în aer, ceea ce va cauza o problemă pentru că se va lăsa sau când o prinzi, nu o să o prinzi perfect drept și ceea ce îți va face ca tăietura să nu fie foarte precisă. Eu înțeleg de ce e recomandat să pui țeava așa, dar când ai nevoie, cred că ar trebui să poți să pui și să prinzi, să fixezi foarte bine piesa. Nu știu, o să încerc să îi contactez pe cei de la Evolution sau persoane care au mai multă experiență cu mașinile astea și să văd ce implică toată treaba și cum pot avea de fiecare dată o prindere precisă și un rezultat precis. Un alt lucru care nu-mi place este zgomotul, dar
nu cred că e ceva foarte important sau ceva care să cântărească foarte mult în alegerea uneltei. Eu deocamdată nu sunt impresionat. O părere mult mai precisă o să-mi fac în momentul în care o să o folosesc la un proiect propriu-zis, în care o să am situații necesare proiectului și o să văd atunci dacă îmi rezolvă problemele respective și atunci pot să mă pronunț dacă am făcut o decizie bună sau o decizie rea. Dacă problemele majore, cea legată de prindere și de vibrație, mai ales de vibrație, își găsesc o rezolvare, atunci consider că mașina merită. Dar având aceste două probleme, sunt un pic în dubii. Nu știu ce să spun. O să încerc să-i contactez pe cei de la Evolution și dacă îmi vor spune că acea vibrație este normală, o problemă s-a rezolvat. Iar cea cu prinderea, încerc să merg să mizez pe faptul că e lipsa mea de experiență și că nu există o problemă. Dar să vedem, pentru că cele două probleme pot să cauzeze o problemă mare, ceea ce e problematic. Cam acesta a fost testul uneltei. Vă rog, lăsați-mi în comentarii orice sugestie, părere legată de mașina asta și o să revin cu un video, probabil un proiect și sper că o concluzie legată de mașinăria asta, care e destul de scumpă, la aproape 1800 de lei. Mă aștept la destul de mult, mai ales pentru că o folosesc în regim de hobby. Dar pe banii ăștia și opțiunile pe care le aveam în bugetul ăsta, am niște pretenții. Vă mulțumesc că v-ați uitat la video și ne vedem la un video următor, unde să sperăm că construim ceva. Toate cele bune! Aici este șpanul adunat de pe masă și din tăviță. Acum, care să fie care? Ăsta, clar, pe galben, ocru ăsta ce va fi, e mai mult decât ăsta de aici pe verde. Care ziceți că îi care? Lăsați în secțiunea de comentarii. O să răspund tot acolo.